Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, militează pentru introducerea serviciului de permanență la Unitatea de Primiri Urgențe din Călan. Unitatea aflată în subordinea Spitalului de Urgență Deva funcționează doar cu program redus, între orele 8 și 15. Iar după această oră, locuitorii din Călan și din zonele limitrofe sunt nevoiți, în caz de urgențe, să se descurce pe cont propriu. Reprezentanții AUR Călan vin și cu o soluție salvatoare pentru întreaga comunitate. Urgențele în orașul Călan sunt asigurate doar de luni până vineri între orele 8 și 15. Și în ciuda protestelor locuitorilor, promisiunile făcute de-a lungul timpului nu s-au concretizat nici până acum. Așa că fiecare se descurcă cum poate, dar cu cheltuieli în plus pentru deplasarea cu mașina la alte spitale. Poate să se întâmple lucruri și după ora 15. Un copil în parc să se dea pe topogan, să pice, să-și rupă o mână sau un picior. Un domn cu drujba să-și taie piciorul sau lucruri de genul ăsta și nu avem cum să fim ajutați, fiindcă secția de urgență este deschisă permanent doar în Deva sau în Hunedoara și trebuie să ne urcăm în mașină să mergem acolo. Atunci, eu cu echipa mea ne dorim în momentul în care, dacă lumea ne sprijină și ne ajută să ajungem să conducem primăria și acest oraș, să și prioritatea noastră principală să aducem urgența la Călan. Și lucrurile astea sunt posibile, fiindcă chiar au fost niște proteste acum ceva vreme, acum un an de zile. Am primit și promisiunile și din partea Consiliului Județean și din partea autorităților locale că legal putem face treaba asta, însă din păcate nu s-a întâmplat absolut nimic. Eu mi-asum treaba asta, am intrat în lupta asta să ajut oamenii, e o chestiune de viață și de moarte, nu-i că vrem sau că nu vrem. Această acțiune chiar trebuie făcută și trebuie să avem urgență la Călan. Repet, în orașul Călan, nu comuna Călan, nu satul Călan. Merg la medici, te programează peste două luni. Păi dacă până atunci mor sau eu până atunci n-am durere, că mai du-te la urgență. Du-te dacă ai une, că n-ai une. Și atunci suferim până când nu mai putem. Că medicamente acum, unele care ar fi bune, nu se mai dau fără rețeta, fără medic. Și uite așa. Mai de noi care suntem în a doua vârstă, că nu mai avem niciun ajutor de la nimeni. M-a dus cineva aici la un coleg sau un prieten așa, la urgență, când a fost bine, că am venit și aici și m-a ajutat. Și când nu, rapt și tac și aștept până să face ziua. Dacă mai vin la medic, dacă nu, la mila lui Dumnezeu. Exact când e mai important, în weekend, începând de vineri după masă, sâmbătă, duminică, când e cea mai periculoasă perioadă, nu este medic și urgența e închisă. Atunci nu găsești taxiul, nu găsești șofer, toată lumea plecată la distracțiile alea. Eu cu ce mă duc dacă am o boală gravă? De luni până vineri e exact când toată lumea e la lucru. Nu chiar toate cabinetele, dar marea majoritate au program de dimineață. Când e după masă sau de noaptea, nu-i nimeni. Când e mai important și când e și mai periculos. Pentru că noaptea nu găsești un prieten, nu găsești... Toată lumea doarme, toată lumea e dusă, e plecată și mai ales în weekend. Nu știu cine a avut judecata asta, cine a gândit programul ăsta, ca în weekend, când e perioada cea mai dificilă pentru noi ăștia care suntem bolnavi zilnic, nu de ăștia sezonieri, l-au gândit că în weekend să nu fie medic. Când e o perioadă mai critică, mai... Nu. Am venit cu soția noaptea la 10 fără 10, probabil o criză de fere. Sun la 112. Am sunat la 112, o doamnă, da, mi-a spus ce probleme are, cu ce ne poate ajuta. I-am explicat, uite, soția e bolnavă, nu știu ce are, se simte rău, are senzații de vomă. Zice, vă rugăm să aveți răbdare vreo 10-15 minute, că mașinile sunt plecate. Au mașini foarte, au salvări multe, dar au zis că jumate din ele sunt defecte. N-au bani, n-au piese, nu știu. Și zice, când vine prima mașină, vă trimitem. Spuneți unde sunteți, cum vă cheamă, am dat datele, am stat. După un sfert de oră sun iară. Îmi răspunde un domn.
că e urgența, cu ce ne poate ajuta? Păi uitați, am sunat așa, așa, zice, o să vă rugăm să aveți răbdare că trebuie să vină prima mașină care vine de pe teren, o dirijăm spre dumneavoastră, că văd că sunteți înregistrat aici. Am stat de la 10 fără 10 până la 11 și un sfert, seara, în 12 februarie. Am și înghețat de frig acolo pe banca aia, am pus o pătură, n-a venit nimeni, ne-am dus acasă, ce-o vrea Dumnezeu. Și m-am dus a doua zi la Hațec. Acolo e urgență, când ne-am dus, ne-au primit, s-a rezolvat problema. Problema de la urgența din Călan a apărut din cauza lipsei medicilor, însă lipsa acestora poate fi completată de medicii de familie. Procedura înființării unui centru medical permanent de zi implică multă birocrație, dar reprezentanții AUR nu vor să renunțe la proiectul lor. Noi propunem o soluție prin legea 263, care a fost completată cu ceea ce ține de normele de aplicare, pentru centru de permanență, care ar putea asigura, eu știu, o minimă asistență medicală în cursul săptămânii și chiar în weekend, de către medicii de familie care trebuie să se constituie într-un grup pentru acest centru de permanență. Aici, cum spunea și unul din interlocutorii dumneavoastră, s-ar putea asigura nu doar chestiunile de urgență care, dacă le-ar depăși competențele, ar fi clar direcționați către spitalele din zonă unde sunt aceste centre de primire urgență, ci și pentru probleme mai puțin grave, pentru tratamente medicale, pentru acordarea unor medicamente care am înțeles că în Călan nu există o farmacie de serviciu pe timp de noapte sau în weekend. Și atunci aceste centre de permanență, care am înțeles din legislație că se pot constitui la nivelul acestei localități, cu sprijinul, bineînțeles, al Consiliului Local și al Consiliului Județean, în așa fel încât până când vor reuși să încadreze acest UPU de la Călan cu medici care să poată asigura continuitatea, eu cred că ar fi una din soluții pe care noi o susținem. Ar fi nevoie de 7 medici care să asigure permanența asta. Noi ce putem să ne asumăm? Că o să încercăm să-i adunăm pe toți oamenii ăștia la masă și împreună să facem ceva pentru oraș. Nu cred că nimeni, eu cred că nimeni nu ar fi împotrivă la a face ceva înspre binele orașului și înspre binele cetățeanului. Adică toți oamenii și toți medicii din Călan sunt profesioniști, își fac foarte bine datoria și nu cred că nu ar fi deschidere pentru această implicare pe centru de permanență pe care îl propunem. Reprezentanții AUR consideră că este nevoie de o implicare reală a administrației locale în atragerea medicilor în orașul Călan, dar și pentru asigurarea unei farmacii cu program de noapte. Nu așteptarea unor conjuncturi favorabile este cheia rezolvării problemelor locuitorilor orașului Călan și a celor din cele 12 sate aparținătoare. Chiar așteptăm să vină medici în genunchi, să ne roage să lucreze în Călan. Deci cred că aici autoritățile ar trebui să se implice mai mult, să creăm condiții ca medicii să vină la Călan, eventual să le identificăm o locuință de serviciu, nu știu, chiar și o primă de instalare, dacă legal putem face treaba asta. Și asta o să încercăm să facem. Nu cred că nimeni, nu o să vină nimeni în genunchi, vreau să lucrez la UPU la Călan. Deci trebuie să mergem noi înspre ei și cu siguranță vom avea rezultate. Trebuie să ne implicăm pentru asta. Ideea este ca până la urmă acest medic să înțeleagă că vor face ceva în folosul comunității, nu în folosul candidaților AUR, pentru că noi de bine de rău stăm fiecare într-o zonă în care putem să beneficiem de serviciile medicale, dar e vorba de cetățeni. Ori cetățenii, indiferent de culoarea politică, trebuie să-și rezolve problemele de sănătate.